Bună seara! Discutăm astăzi despre o formă mai rară de scleroză multiplă, forma primar progresivă. Și avem o pacientă din antecedentele căreia reținem diagnosticul de hipertensiune arterială, care prezintă debutul afecțiunii neurologice la vârsta de 51 de ani, prin scăderea forței musculare la nivelul membrelor inferioare. Sintomatologia a prezentat o evoluție progresivă, însă fără prezența exacerbărilor, cu necesitatea asistenței unilaterale, ulterior bilaterale, la deplasare după 12, respectiv 15 ani și apariția tulburărilor sfinteriene de tip imperiostată micțională. Pacienta nu consumă noxe, neagă mușcătura de căpușă, iar la domiciliu se afla pe tratament hipotensor. Examenul clinic general evidențiază livedo reticularis la nivelul membrelor inferioare, valori tensionale limite normale. Examenul neurologic, fără semne de irritație meningiană, o coloană vertebrală cervicală sensibilă la percuție, asimetrie facială dreaptă veche, mers posibil cu sprijin bilateral aproximativ 20 de metri cu cadru de mers, tetrapareză spastică grad 4 plus, membru superior stâng, 4 membru superior drept, 3 membru inferior stâng, 4 membru inferior drept, Medical Research Council, reflexe osteotendinoase vii, mai accentuate la membrele stângi, reflexe cutanate abdominale abolite, de menționat că acestea pot fi abolite destul de precoce în scleroza multiplă, semn de afectare a fascicului piramidal, semn Babinski și Rozner prezente bilateral, fără tulburări de coordonare, hipoestezie superficială membru inferior drept, tulburări sfinterene de tip incontinență, un scor al dizabilității pe scala EDSS de 6,5 puncte, ceea ce înseamnă necesitatea constantă de asistență bilaterală pentru a se deplasa fără oprire 20 de metri. Examenele de laborator au exclus pe baza elementelor paraclinice diagnosticul de lupus și alte vasculite cerebrale, și anume anticorpi anti-ADN dublu catenari, panelul de anticorpi antinucleari. Toate au fost negative. Și anticorpii SSA, anticorpii anti-SSB, anti-RO52, anti-PM, SCL. La fel, anticorpii anticardiolipina, iar pentru neuroborelioză, anticorpii antiborelia burgdorferi, IgM, IgG negativ. Pentru sarcoidoză, angiotensin convertaza a fost și anormală, screening cu HIV, sifilis, hepatite, normal. Menționăm faptul că pacienta are efectuat examen MN cervical, ce evidențiază leziune hipersemnală la nivelul cordonului medular, cea mai voluminoasă de 6,4 mm, și MN cerebral, care descrie două leziuni demilinizante periventriculare drepte, leziuni demilinizante juxtaventriculare, la nivelul coarnelor occipitale, de dimensiuni de până la 5 mm, ușoară atrofie corticală infra și supratentorială. De asemenea, examenul lichidului cefalorachidian a evidențiat prezența de benzi oligoclonale pozitive cu un index IgG de 4,33, valoarea normală fiind sub 0,7. Ecografia Doppler a vaselor extracraniene nu a evidențiat modificări patologice. Pe examenul MN cranian sunt prezente pe secțiunile FLAIR T2 leziuni în hipersemnal adiacente coarnelor anterioare ale ventriculelor laterale, deci leziuni periventriculare. Cazul a fost interpretat ca o formă primar progresivă a sclerozei multiple și s-a instituit tratament cu ocrelizumab, două perfuzii de câte 300 mg administrate la interval de 14 zile, deci 2 săptămâni, cu evoluție favorabilă în sensul staționării deficitului motor și a ameliorării simptomelor non-motorii, precum și a spasticității. Tratamentul cu ocrelizumab va fi administrat în continuare în doza de 600 mg la interval de 12, de 24 de săptămâni, deci de 6 luni. Comentarii. De la prima descriere a sclerozei multiple de către Charcot, în urmă cu aproape 2 secole, cercetările în acest domeniu au cunoscut progrese semnificative.
Cu toate acestea, multe rămân sub semnul întrebării. Scleroza multiplă primară progresivă reprezintă o formă distinctă de scleroză multiplă, caracterizată din punct de vedere fiziopatologic prin neurodegenerare, cu activitate inflamatoare redusă sau absentă, iar din punct de vedere clinic prin progrese continue de la debut. Eventuale perioade de platou, fără simptome sugestive pentru recurențe în istoricul pacientului. Imagistica prin rezonanță magnetică nucleară a pacienților cu scleroză multiplă primar progresivă aduce cu sine o încărcătură lezională minimă, având în vedere lipsa sau ponderea redusă a mecanismelor imune responsabile de activitatea de demielinizare. Deci mai mult parte de neurodegenerare decât de neuroinflamație, neurodemielinizare. Datorită mecanismelor fiziopatologice degenerative, eficiența tratamentelor imunomodulatoare ce țintesc activitatea inflamatoare este nulă. Ocrelizumabul este un anticorp monoclonal recombinant împotriva markerului CD20 de pe suprafața limfocitelor B, singurul tratament aprobat de FDA și pentru forma primar progresivă. Preparatul se administrează în doze de 600 de mg în perfuzie intravenoasă, premedicație solumedrol 125 de mg intravenos la fiecare 24 de săptămâni, 6 luni. Doar la debut au fost administrate două perfuzii la interval de 14 zile. Merită să ne gândim așadar la o formă de scleroză multiplă și la o vârstă mai înaintată, mai ales dacă avem elemente sugestive în examinarea paraclinică, iar în vedere al imagisticii avem elemente de demielinizare, deși minime, dar prezente, iar la puncția lumbară avem de asemenea elemente care ne ajută în confirmarea diagnosticului. Totodată, examenul clinic, foarte important, de fapt acesta în primul rând trebuie să ne orienteze. După cum am observat, în această situație a fost un caz clinic cu un sindrom piramidal bilateral cu niște semne destul de clare de afectare ale fasciculurilor piramidale și ne orientează destul de ușor diagnosticul și spre această patologie care e mult mai frecventă la vârste tinere. Dar, încă o dată menționez, nu merită să o excludem din discuție și la o vârstă mai înaintată. Să aveți o seară minunată în continuare!